niște, nu du-te la cimitir. Noi suntem să fie Domnul. Cântarea care o să o cânt arată cine suntem noi. O cântare frumoasă care spune despre Iisus. Eram în Constanța, pe o stradă, Mihai Eminescu, și căutam să chem oameni să vină să ne audă cum cântăm și să asculte cuvântul Domnului. Și văd un domn vine spre mine și o să mă bag cu el în vorbă. Eram pe strada Eminescu, ce să-l întreb? Zic, domnule dumneata, știi cine a fost Eminescu? Dar eu vreau să intru cu el în vorbă. Și el îmi spune așa, o statuie, și-o plecat. Pentru unii Iisus este o statuie, este o icoană, este un mit, dar pentru noi este calea, adevărul și viața. Amin. Suntem noi calea sfântă, calea care duce sus. Noi suntem doar călătorii, însă calea e Iisus. Noi suntem doar călătorii, însă calea e Iisus. Nu-i în forme adevărul, nici în litere. Toate acestea
sunt Iisus. Amin. Următoarea cântare, mă bucur că azi este botez. Eu am un obicei, așa mi-a intrat de când eram eu tânăr, că am auzit pe cineva predicând ce este botezul. Și m-a sunat cineva și a zis, frate Vasile, ce faci peste 2 luni? Și a zis, merg la o mormântare. Dar nu pot să vin, nu pot să vin. Și închide telefonul, după 2 minute mă sună, zice, tu-ți bagi joc de mine? Unde mergi tu peste 2 luni la mormântare? Cine te programează pe tine cu 2 luni la mormântare? Era vorba de un botez. Dar așa-i spun, în mormântare, pentru că moare omul vechi. Amin. Amin! Frate Nicu, mă bucur să fiu la mormântarea ta azi. Și tu o să ieși un alt om, la fel și Cristina, și Dumnezeu să binecuvinteze. Eram cu fratele Ionel în Serbia și cu fratele Dinu și mai încă un evanghelist din America. Eu eram singurul cântăreț cu 3 evanghelici, vă dați seama. 3 programe pe zi. De la o biserică la alta fugeam. 3 zile la rând. Duminică 4 programe. Și vine la mine un bănățean din ăla păcimaș după muzică. Ce frate, dumneata, vii la mine acasă, dormi. Zic, stai să vorbesc cu fratele Nelu. Nu, singur, fără el. Dar de ce să vin singur? Să-mi cânt toată noaptea. Acum m-am gândit că o să mă pună 2-3 cântări, după aia mă culc. Fraților, m-am pus să mănânc. Era bucătar la nunț, mă la mâncare bună, de-abia m-am pus să mănânc el, mai mânci. De-abia m-am apucat. Uită-te la mine. Fraților, în ziua aia, fratele Nelu i-a dus o carte de cântări. Și când am terminat de cântar, de mâncat, ăsta îmi pune acordeonul în brațe. Direct. Și deschide prima cântare. O știi? Da, cânt-o. Am cântat-o. Da prasta la altă, că era bănățean, o știi? Da, cânt-o, am cântat-o. Da prasta la altă, numărul 3. Da, mai cânt o dată, că vreau să o învăț. Fraților, s-a făcut în noaptea și dintr-o carte atâta, numai atât am cântat. Și am zis, Doamne, cum scap de el? Mâine am 4 programe, sunt obosit, ce să fac? Cum să scap de ăsta? Și m-am uitat la întrerupător și mi-a venit ideea. Zic, dar eu unde dorm? El se pregătea să mai... Zice, așia. No, m-a lăsat cu tot cu acordeon pe spate și am spus să stiși becul. Vă dați seama, l-am scos afară din casa lui. O trântit ca aia, o stins becul, o trântit ușa, eu m-am pus în pat, s-o supărat, dar și eu trebuie să dorm. Fraților, dar după 2 minute înapoi, au venit la ușă. Frate Vasile, da, dormi? Nu. Intră, aprinde becul și auzi ce îmi spune. Frate Vasile, în camera asta unde-și dumneata, prăpatul ăla, ori muri 2 oameni zase, nu-ți e frică. Când am auzit, el o da să plece. Na, stai să-ți cânt toată noaptea. Fraților, eu mă bucur că aici în biserica aceasta mor mulți oameni față de lume și învie față de Hristos. Cântarea care vreau să o cânt este o cântare care am compus-o nu de mult, sper să nu mă încurc și dacă mă încurc nu o știți. Cântarea spune, cu Iisus sunt fericit. Poți să fii mai fericit decât cu Iisus? Cu nimeni decât cu Iisus, slăvit să fie numele Domnului. Zi de zi când mă trezesc cu Iisus, vreau să vorbesc. El mi-a împărat și îl iubesc. Gloria Lui! Rog pe băiatul de la să scrie refrenul, să cântați ultimul cu mine. Zi de zi când mă trezesc, cu Iisus vreau să vorbesc. El mi-a împărat și îl iubesc. El îmi este prieten bun, am necazul cui să-i spun. Cu El mă însuțesc mereu la drum. Cu Iisus, cu Iisus sunt fericit, cu Iisus sunt mântuit. De păcatul meu m-a curățit. Nici când nu mă va lăsa, mă va ține în mâna sa. Mereu voi triumfa, voi triumfa. Zic cu soare, zic cu nor, El îmi este veghetor, glorie Lui. Zic cu soare, zic cu nor, El îmi este veghetor, merg cu El deasupra pe lor. El mă încred mereu, sunt mântuit de păcatul.
casa, cu Iisus mereu voi triumfa. Voi triumfa. Cu Iisus sunt fericit, cu Iisus sunt mântuit, de păcatul meu m-a curățit. Haideți să cântăm cu toții din toată inima.